Probabil cea mai așteptată mașină de către noi a fost acest an Range Rover Velar. Noul membru al britanicilor este pur și simplu perfect. Acestei mașini îți este imposibil să-i găsești puncte slabe. Începând de la designul futuristic, având mânerele ușilor integrate în portiere și fiecare element gândit în așa fel încât acest model să taie aerul întâlnit în cale, îi oferă astfel cel mai bun coeficient aerodinamic al unui Range Rover din istorie. Fiind încadrat între Evoque și Sport, rivalii din gamă GLC, X3 și Q5, personal mi se pare că vor pierde mult teren în fața lui Velar. Poate Porsche Macan să-i mai țină piept acum în acest segment. Cu performanțe în off-road demne de brandul Land Rover, cu motoare economice și puternice, cu un interior premium și tehnologie de ultimă oră, Range Rover Velar a devenit una dintre atracțiile principale din segmentul SUV-urilor. Cătălina, iată-ne din nou la showroom-ul celor de la Exclusiv Auto, dealerul Land Rover din Constanța, unde am observat că au scos toate Range Rover-urile afară și Vogue-ul și Sport-ul. Au făcut loc unei mari vedete. Celui mai nou membru, am văzut că este și Evoque Convertible acolo pe care noi ne-am cam îndrăgostit, însă acum este vorba despre cel mai nou membru al familiei Range Rover. Velar. Iar pe voi vă lăsăm să vă delectați cu imaginile pe care vi le vom prezenta în minutele ce urmează. Iată-ne înăuntru showroom-ului unde am făcut pentru prima oară cunoștință cu Range Rover-ul Velar. Și un alt lucru interesant, tot o noutate, am înțeles că a apărut un ceas, ediție limitată. Da, e un accesoriu pentru bărbați mai mult de data aceasta. Mă simt puțin așa, un pic incorrect. L-am alături de mine pe reprezentantul celor de la Zenith. De la GALT, reprezentanții Zenith în România. Mulțumim frumos pentru că am avut această ocazie împreună cu partenerii noștri din Constanța. Zenith împreună cu Range Rover a făcut un model special, Zenith pentru Range Rover, un model special de ceas, care are foarte multe link-uri de legătură între modelul Velar și modelul Zenith El Primero. Interesantă colaborarea, interesant ceasul, căci mi l-ați prezentat puțin. Cred că voi îl vedeți pe varianta mare în spate acolo. Vorbiți-ne puțin despre ceas. Ceasul are carcasă de aluminiu ceramizat, este foarte ușor, asemeni ca și caroseria de Range Rover. În plus de aceasta, mecanismul El Primero al ceasului este cel mai bun mecanism de cronograf din lume și vine, ca să folosesc un termen auto, echipat cu ceasul. Da. Velar sună foarte futuristic, așa, un fel de solar sau... sună și bine. Arată foarte futuristic. Deși pare un model simplist. Cred că, de fapt, asta îl face futuristic. Într-adevăr, pentru că simplitatea denotă și foarte multă eleganță. Ca și încadrare în segmentul acesta, se încadrează între Evoque și Range Rover-ul Sport. Este construit pe platforma lui Jaguar F-Pace, cumva...
frații lor de suflet. Adevăr, cu aluminiu ușor, care structura de aluminiu ușor, care o face foarte ușoară, și ca și concurenți în segmentul lor sunt cei BMW-ul X3, Audi Q5, Mercedes GLC, însă nouă personal nu prea ni se pare că se încadrează în segmentul ăla, pentru că este mult... Depășește cu mult peste prețul mediu al celor spuse de Robert mai devreme. Dar mașina asta eu cred că merită toți banii, cel puțin ce am văzut noi până acum, ca și design, exterior, interior, toate tehnologiile care se află, merită toți acești bani, însă absolut normal că suntem și nerăbdători să-l testăm și să vedem dacă și merită toate aceste laude. Cu siguranță, pentru că este cel mai de lux SUV premium de până acum, este foarte rafinat. Și cumva așa... Mai uitați-vă la el ce linii are, cât de frumos este, ce fluid, ce grila aceasta frontală care este una nouă și care, de la care ceasul Zenith a furat așa cu ghilimele de rigoare anumite design-uri. Avem farurile LED Matrix care deja suntem obișnuite cu ele de la frații mai mari Range Rover. Are un element despre care aș vrea să spun eu, un element de design, îmi place așa cum sună, are jantele pe 22 și sunt cumva dintr-un material diamantat, da, sună bine. Sună foarte bine. Hai să le vorbești despre motorizări. Puteți opta de fapt pentru 6 tipuri de motorizări, atât diesel cât și benzină. Pornind de la motorul Ingenium, noul motor din, la fel construit în aluminiu ușor, care pleacă de la 180 de cai și ajungem la motoarele V6 și diesel, dar benzina, care este motorul pe benzină cel mai puternic, turbo, care dezvoltă 380 de cai putere, reușește să prindă 100 cu ajutorul motorului în 5,7 secunde și este limitată electronic la doar 250 de km pe oră. Mânerele integrate, care sunt o noutate absolută pe velar, ajută mașina aceasta să aibă cel mai bun coeficient de aerodinamicitate din brandul Land Rover, de 0,32, un coeficient foarte bun. Asta datorată tuturor liniilor mașinii ăsteia și inclusiv a eleronului integrat, care are niște găuri așa în el pentru a se lua din viteza vântului. Într-adevăr, să o și țină să o și țină cât mai bine pe pământ, dar să și zboare așa ca un glonte. Eu care credeam că mă pricep numai la design, dar iată că am început să învăț. Ai început să le înveți și pe astea. Hai să vorbim un pic de design, că știam că este vorba de o variantă First Edition. Da, ce să zic, avem numai Premier Edition de data aceasta, începând de la, evident, lansarea lui Velar, First Edition, ceasul Zenith, foarte multe. În primul an puteți să achiziționați Velarul în varianta First Edition, care este gen varianta full a fullului. E ceva mai mult decât mai full. Mai mult decât full, nu ți se face rău? Da, nu știu. Dar cu siguranță clienții se vor putea obișnui cu asta și avem, tot spuneai tu, de jantele diamantate de pe, da, 22 de inci, un motor doar de 3 litri diesel sau benzină, tapiserie integrală din piele, foarte multe sisteme în interior. Trapă. Avem și o trapă. O văd aici. Hai acum să ne și urcăm o mașină, să ne urcăm și în spate și în față și să mai discutăm acolo puțin despre ce se găsește la interior. Eu cred că atunci când vine vorba de lux, nu ți se face niciodată rău. În spate, bineînțeles, că suntem întâmpinați doar de materiale premium, avem piele perforată, stofă neagră peste tot în mașină, avem display-uri în tetiere pentru copii sau, de ce nu, pentru adulți să urmărească filme sau ce vor la drum lung, și pentru că vorbim de o mașină premium, rabatarea
spătarului banchetei se face electric printr-un buton, dacă vrei să ai o poziție mai dreaptă sau o poziție mult mai confortabilă. Dar acum haide să trecem în față, pentru că acolo se întâmplă totul. Și totuși să nu uităm că este vorba de un Range Rover care automat are și niște capabilități off-road foarte bune. Mașina aceasta cu suspensie pneumatică are o gardă la sol de 25,1 cm, poate intra într-un vad adânc de 65 de cm și bineînțeles că poți escalada aproape orice teren întâlnit cu această mașină datorită sistemului Terrain Response 2 care este prezent și pe noul Discovery și pe Range Rover, așa că cu mașina asta chiar poți ajunge aproape oriunde. Hai acum să vorbim despre interior. Ce ți-a plăcut cel mai mult când te-ai urcat aici? Știi, once you see velar, you never want to see something else again. Ceva de genul ăsta. Odată ce vezi velarul, nu-ți mai dorești să vezi altceva. Asta fiindcă, da, arată nu numai futuristic, arată universal, arată într-un mare fel, galaxial. Vorbeam de, mă rog, de cât de uimită sunt eu de display-ul acesta. Cel mai inovativ sistem de infotainment prezent acum pe o mașină. Chiar da. Este HD Touch Pro de 10 inci. Da, sunt două ecrane cu diagonală de 10 inci. Da. Și așa, în momentul în care intri în mașină, de fapt, nu prea îți dai seama, pentru că sunt negre, sunt integrate și nu, chiar nu-ți dai seama de cum arată ele. Însă în momentul în care pornești motorul, atunci te simți. Voilà. Da, exact. Voilà, voilà, arată. Grafica este una foarte bună și, într-adevăr, pe display-ul de jos este afișată climatizarea, funcțiile de încălzire a scaunului, de rabatare, sistemul de 4x4, toate funcțiile, suspensia pneumatică, dacă vrei să o ridici, să o cobori, iar display-ul de sus este afișată navigația, funcțiile radio, sistemul de infotainment. Nici nu mai contează ce ți afișează, te uiți la ea, știi? Există un mare risc, pentru că s-ar putea să nu te mai uiți în față, te uiți numai aici pe ecran. Bune, arată senzațional. Și pe lângă faptul că arată senzațional și că vorbeam mai devreme de cea mai scumpă tapiserie, care la toate brandurile de obicei cea mai scumpă tapiserie este tapiseria din piele, însă la velar am auzit că nu e tapiseria din piele. Pentru că velarul e velar, domnule, nu este orice mașină. Așadar, cea mai scumpă tapiserie a lui velar este din stofă și nu orice fel de stofă, ci produsă de cel mai mare importatori de materiale textile din Europa, se numește Quadret. M-a speriat velarul. S-a pornit. Este o stofă care este combinată cu inserții de piele Alcantara, ceea ce face mașina asta să te țin așa înăuntru ei și să nu-ți mai dorești parcă să cobori, să dorești să faci cât mai mulți kilometri la bordul acestei mașini. Bineînțeles, pentru că este o mașină confortabilă, este cel mai de lux SUV din lume la ora aceasta, nu? L-am văzut, l-ați văzut, nouă ne-a plăcut foarte mult, cu siguranță v-a plăcut și vouă. Dacă vreți să-l și testați, să știți că de-abia în luna august vor fi modele disponibile de test drive în țară, iar dacă vreți să vă achiziționați cumva unul... Așteptați până în luna lui septembrie, până atunci, dacă vreți să-l revedeți, vă așteaptă cei de la Exclusiv Auto în showroom-ul din șoseaua Mangaliei, începând cu luna august, să-l vedeți și voi și cu siguranță nu o să-l uitați.